sunt Dorina și am 66 de ani. Încă lucrez, chiar dacă aș fi putut să mă pensionez. Locuiesc împreună cu soțul și fiul meu și nora mea. În timpul liber, gătesc pentru bani. Aș fi renunțat la această meserie, dar am mulți clienți care mă sună și mă roagă să gătesc pentru ei, în special pentru evenimente. Sunt o bucătăreasă bună, în special la preparatele tradiționale. În perioada de timp COVID, mi-a fost greu, chiar foarte greu. M-am speriat încă de la început. Am respectat toate regulamentele și recomandările și am ieșit foarte puțin afară, nu m-am întâlnit cu aproape nimeni și mi-am făcut toate vaccinurile. Eu și soțul meu nu am făcut COVID decât foarte târziu, în vara anului 2022, când mă întorceam cu trenul din vacanța de la mare. Noi am avut o formă ușoară de COVID. Însă un eveniment ciudat ni s-a întâmplat. Chiar în plină perioadă COVID, tatăl nurorii mele s-a îmbolnăvit, a fost internat în spital și a murit în 2 săptămâni. Avea 88 de ani. Soțul și fiul ei s-au dus să vadă ce se întâmplă cu el la spital, dar nu au fost lăsați să vadă mortul sau să se întoarcă acasă pentru a nu-i contamina pe ceilalți. Mortul a fost înmormântat de unul singur, iar ei, soțul meu și fiul meu, au fost nevoiți să se întoarcă, să meargă în carantină la domiciliul acestuia. Astfel că m-am trezit singură acasă, fără să mai știu foarte multă vreme absolut nimic despre soțul meu și fiul meu. Mi-a fost foarte frică să ies la cumpărături și pentru provizii și am trăit cu ce aveam în casă până la întoarcerea lor. Eram ca paralizată de frică și întreaga situație mi se părea ca o gaură neagră. În tot acest timp m-am uitat la televizor și acest lucru mi-a înrăutățit starea care o aveam. Singurul lucru care îmi plăcea să-l fac era să citesc din revistele de rețete și să iau notițe. Am o mulțime de reviste din acestea, dar care le-am adunat de-a lungul timpului, dar nu am găsit niciodată timp să le studiez cu adevărat. Astfel că am fost foarte hotărâtă să încerc unele dintre rețetele care erau acolo pentru a schimba meniul. Mai târziu mi-am dat seama că acest lucru m-a salvat să nu o iau razna când lucrurile erau atât de dificile și până au revenit la normalitate în familie.